Salut prieteni, sunt Vlad de pe ITPC.ro și bine ați venit la al doilea tutorial al tehnologiilor web prezentat de către echipa ITPC.ro. Dacă ați urmărit primul tutorial, atunci știți cam despre ce este vorba în cel de-al doilea și anume inițierea în HTML. Ce este HTML-ul? Presupun că ați auzit prima dată de HTML în clasa a noua, în care profesorii te bat la cap să înveți HTML pentru că este principala tehnologie web, pentru că asta o să te facă să devii web designer și alte porcării pe care le-au auzit ei de pe net, ceea ce nu este deloc adevărat. HTML este un acronim al Hypertext Markup Language, mă rog, un nume destul de lung care nu trebuie reținut. Ideea este că web 1.0, întreaga generație, prima generație de web, a fost bazată doar pe acest limbaj de programare, HTML. Ce înseamnă prima generație și a doua generație web? Probabil ați auzit de web 2.0. Nu vă uitați că am deschis o pagină de Facebook doar ca să mă uit la update-uri, ci ca să vă demonstrez că, de fapt, Facebook-ul este un exemplu solid de web 2.0. Ce înseamnă Web 1 și Web 2? Web 1 înseamnă că noi nu puteam interacționa cu pagina web. Deci noi accesăm un website, să spunem că accesăm itpc.ro, ok? Și vedem o anumită... vedem imagini, vedem videouri, vedem text. În schimb, noi nu putem interacționa deloc cu calculatorul. Deci, teoretic, noi putem să, nu știu, mergem pe aici, dăm câteva clicuri, vedem niște text. Să spunem că mergem într-un post, dar noi nu putem comenta. Deci în web 1.0 nu se putea comenta. Deci noi acum nu putem scrie niciun coment, nu putem să ne exprimăm opinia față de acest post, nu putem să spunem că este bun, că este rău, că este fals, nu putem face nimic. De asemenea, ca să vă demonstrez un web 2.0, prin comparație cu 1.0, mergem pe YouTube. YouTube a fost prima dată, din prima zi, a fost bazat pe tehnologia web 2.0. Asta înseamnă că din prima zi noi puteam să mergem pe un video, cum ar fi acest thank you, și să comentăm, să ne exprimăm, să știți că înainte YouTube-ul era cu steluțe, deci noi puteam da un rating videoului cu steluțe, deci din prima zi puteam face acest lucru. De asemenea, din prima zi noi puteam să dăm subscribe la un channel. Asta înseamnă că toate videourile noi vor fi trimise prin mail nouă celor abonați la canalul respectiv. Acum râdeți, spunând că ok, asta e normal, de ce nu? Adică este extrem de simplu să faci un lucru ca asta. Bun, dar înainte noi nu puteam face nimic decât să vedem un video. Deci absolut nimic, nu puteam încărca un video, nu puteam să ne creăm conturi pe anumite site-uri. Și acest lucru a evoluat prin rețele de socializare precum MySpace, YouTube, Facebook și așa mai departe și bineînțeles prin gigantica platformă video YouTube. Bun, de unde am plecat? De la HTML. Prin HTML noi nu putem face YouTube-ul, ok? Nu putem face itpc.ro. Deci toate aceste site-uri 2.0 folosesc alte tehnologii, precum ASP, precum PHP, SQL și așa mai departe. Sunt extrem de multe tehnologii folosite în ultimul timp. Important este că nu putem folosi HTML pentru asta. Nu știu, mi-a sunat un telefon sau ceva, sau de ceva ciudat. În fine. HTML-ul reprezintă un limbaj de programare prin care noi putem face, de exemplu, să-i spunem așa, o pagină precum, nu știu, trebuie să mă gândesc mult, un blog. Deci un blog îl putem face în HTML. Asta înseamnă că noi mergem pe un blog, ok, mergem pe piticu.ro și avem blogul lui Piticu, ok, vedem aici imagini, vedem text. Nu putem comenta, ok, nu vedem acest Twitter, pentru că Twitter este 2.0. Nu vedem această reclamă, pentru că și aceasta este tot bazată pe o interacțiune server-client. Ci vedem numai principalul lucru, adică textul. Nici data nu vedem, numai textul. Așa arătau pagini web înainte. Probabil că știți asta de la părinți, poate chiar ați trăit în acele vremuri și ați văzut că pagini web nu erau decât formate din text, imagini și foarte, foarte puțin video. HTML este încă o dată limbaj de programare folosit pentru prima generație web. Și acum vă întrebați logic de ce îl mai învățăm. De ce este principalul, să-i spunem, limbaj de programare de pe net? Pentru că el leagă toate aceste tehnologii noi. Deci, cum am mai spus, ASP, PHP, toate aceste tehnologii sunt auxiliare, cum ar veni.
Deci ele te ajută să interacționezi cu serverul, cu, mă rog, cu site-ul în sine, să-i spunem, pentru că încă nu știm ce înseamnă server. Deci ne lasă să intrăm pe un post de la pdq.ro sau un post de pe itpc.ro. De exemplu, când dăm click pe logo, ne duce pe pagina principală. Ok, acest lucru se poate face și cu HTML. Deci nu are rost să folosim PHP, să învățăm un întreg nou, un întreg nou limbaj de programare doar pentru a face un href. Ahref. Veți vedea imediat ce înseamnă ahref. Adică ne duce pe o pagină, altă pagină, printr-un simplu click. De asemenea, avem aceste categorii luate din text, din posturi și puse aici automat. Încă o dată, acest lucru se poate face prin HTML. Bun, atunci ce nu se poate face prin HTML? Păi, în primul rând, AdSense. Avem Google AdSense aici, anunțuri, pentru a trăi și eu din ceva. Aceste imagini, mă rog, aceste anunțuri, pardon, nu se pot include prin HTML. Bun, dar ai zis că se poate pune text. Da, se poate pune text, în schimb, aceste anunțuri sunt... funcționează după un algoritm extrem de complex de către Google, pentru că de-aia e și Google, cine este. Deci funcționează după un algoritm destul de complex. El vede pagina, se uită puțin la cuvinte, vede că este vorba despre IT și ne dă rich text editor control. Adică un site de dev, de dezvoltatori web și, mă rog, este oarecum în atenția publicului care se uită pe itpc.ro. Deci nu este făcut în HTML deloc. De asemenea, abonarea prin e-mail. Solicită o bază de date. Baza de date nu se poate conecta la server decât la client, pardon, decât prin PHP. Video YouTube bine se poate face, Twitter nici atât. De asemenea, iarăși niște AdSense și anunțele de la eMag, care încă o dată sunt dinamice, sunt luate din baza lor de date și transmise printr-un channel pe site-ul nostru. Cam asta e HTML. Nu vom intra încă în scrierea liniilor de cod, pentru că asta a fost numai un tutorial așa de inițiere, să vedem ce înseamnă, cum stă treaba cu HTML-ul, iar l-am contrazis și pe profesor. Urmează să învățăm ce înseamnă PHP, ce înseamnă SQL, nu? Parcă așa era ordinea. Și apoi să scriem primele noastre linii de cod. Eu sunt Vlad de pe itpc.ro, vă mulțumesc pentru atenție. Următoarele tutoriale vor fi valabile atât pe site cât și pe YouTube. Vă urez o zi bună! Salutare prieteni, sunt Vlad de pe itpc.ro și am uitat despre ce era tutorialul. Deci, cum spuneam, HTML-ul este folosit numai în paginile statice, precum, nu știu...